Piața Tomistrei urmează să-și schimbe total fața. Primarul interimar Decebal Făgădău promite să-i scape pe constanțeni de mizeria din zonă, dar și de comercianții ilegali. Zona de comerț urmează să fie igienizată și schimbată radical. În cazul în care nu va realiza ce și-a propus până pe 1 iunie, Făgădău promite să-și dea demisia. Vom veni cu un program în pași. Primul pas este să facem curat. Al doilea, vedem dacă este necesară vreo expropriere de utilitate publică și o reconfigurare a zonelor de comerț. Nu este normal să avem tarabe de legume, fructe sau vânzare de legume, fructe pe stradă, iar piața să fie aproape goală. Făgădău spune că acțiunile din piața Tomistrei au început deja. În acest sens, verificările polițiștilor și jandarmilor se vor înteți, astfel încât comercianții ilegali să nu mai revină. Primarul interimar amenință că va propune desființarea pieței și transformarea ei într-un parc, dacă situația nu se va ameliora. Le mulțumesc jandarmilor, le mulțumesc celor de la poliție care deja au dat curs solicitării noastre și operează în zonă, iar ambiția mea este ca în Tomistrei să închid odată subiectul legat de scandal, vânzare neautorizată, hăituială și de o parte și de cealaltă, acolo trebuie să facem odată lumină. Dacă nu vom reuși să facem lumină, n-am niciun fel de problemă să propun Consiliului Local o expropriere masivă de utilitate publică și să facem parc. Pentru că dacă nu suntem în stare să reinstaurăm un mod civilizat de a face comerț, într-o zonă extrem de importantă a orașului nostru, poate cea mai aglomerată piață, în acel moment poate e mai bine să ne mutăm în altă parte cu atenția. Un alt proiect îndrăzneț pe care îl propune Făgădău este transformarea străzii Ștefan cel Mare într-o junglă urbană cu mii de plante, dar și modernizarea tuturor bulevardelor din oraș.